comunitate, indiferent de mărimea și statutul ei, ar trebui să fie administrat în mod responsabil, profesionist, în interesul cetățenilor săi, eficient și transparent. Mă bucur în mod deosebit că susținătorii unei astfel de viziuni au devenit o comunitate în creștere în România Multimedială. Un număr tot mai mare de experți, de cetățeni, de oameni de afaceri, dar și de reprezentanții autorităților locale, au devenit tot mai preocupați de bună guvernare și s-au implicat profesional în dezvoltarea urbană, în crearea de orașe smart, în dezvoltarea conectivității și în promovarea sustenabilității. Acesta este viitorul orașelor și comunităților locale din România. Astăzi, în sistemul acum, din păcate, într-un context politic în care predomină proasta guvernare la nivel central și guvernarea interesului tuturor politicii. Efectele proastei guvernări se văd în gravele travaje legale și instituționale care afectează puternic toate proiectele de dezvoltare și implicit bunăstarea tuturor comunităților locale. În acest context politic nefast, succesele comunităților pe care le conduceți și ale proiectelor pe care le-ați inițiat arată că oamenii hotărâți și vizionari reușesc în copilul dificultăților, dar mai arată și cât de mult s-ar putea dezvolta România fără această guvernare toxică. Proiectele de succes pot fi implementate oriunde, dar la municipiile și de județ până la simple comune. Viziunea modernă și integratoare face însă diferența între proiecte dedicate unor probleme punctuale și dezvoltarea pe termen lung, coerentă, sustenabilă, care generează bunăstare dincolo de granițele comunității la nivel regional. Orașele sunt agenții modernizării, deoarece au resurse atât de necesare unei competitivități înalte, infrastructura și resursa umană educată. Adesea, acestea atrag investiții și antrenează inclusiv dezvoltarea comunităților vecinale. Investiția în educație are un randament foarte bun, pentru că generează profit constant pe măsură ce trece timpul, spre deosebire dintre infrastructura care, din cauza uzurii inerente, necesită noi resurse pe măsură ce trece timpul. Motoarele modernizării sunt cooperarea, parteneriatul, dialogul și participarea în platforme, comunități, asociații, dar și în partide politice, deoarece facilitează schimburi de expertize și de bune practici, colaborarea între comunități, experți, cetățeni și aleși locali. Mesajul meu pentru dumneavoastră este: faceți ca aceste motoare ale comunităților locale să funcționeze la cei mai înalți parametri. Cetățenii sunt deja activi și implicați în guvernarea comunităților, mai ales în orașele mari. S-a format deja și o masă critică de experți, dar este nevoie ca ea să crească rapid pentru a accelera modernizarea comunităților locale și urbanizarea. Profesionalizarea funcționarilor în administrație trebuie să devină și ea din promisiune realitate. Prietenii comunităților trebuie să devină din amici, așa cum trebuie să percepuți din păcate de mulți cetățeni, parteneri onești ai acestora, ai experților, ai funcționarilor, ai oamenilor de afaceri preocupați de bunăstarea comunității. Fără ei, cercul virtuos al dezvoltării nu este concret, pentru că ei iau deciziile și pentru că nimicul se pune mișcarea fără voință politică. Dezvoltarea urbană în România poate ajuta inclusiv la recuperarea încrederii cetățenilor în politică și la configurarea unui nou mod de a face politică bazat pe onestitate și profesionalism și central pe interesul public și al cetățenilor. Vă doresc un succes tuturor, dezbatere cât mai interesant în aceste zile și proiecte cât mai multe.